Te, nu filma EQ-ul, că n-am venit pentru EQ. Mă rog, am venit pentru EQ, dar în principiu pentru alte lucruri aici. Uite, viața de jurnalist auto e destul de mișto. Nu-ți ascund că mergem în locuri frumoase, testăm mașini frumoase și nu doar frumoase, sunt și urâte, dar sunt alea care se lansează acum pe piață. E o viață frumoasă, dar să vedeți cât de frumoasă este când într-o dimineață primești un telefon de la prietenii noștri de la NG care ne spun așa: auziți, nu vreți voi să luați o mașină electrică, să mergeți până la mare, să mâncați ceva la malul mării? Păi cum să le spui nu? Le spui da, bineînțeles, dar ce trebuie să facem pentru asta? Păi nimic, să le spuneți oamenilor că noi avem stații de încărcare pe care poate să și le cumpere. Așa că haideți cu mine să vă arăt o chestie. Uite, asta se numește Elvi și este o stație de încărcare pe care o poți să-ți o cumperi acasă. Și nu doar poți să-ți o cumperi acasă, dacă îți cumperi, de exemplu, un Mercedes sau un model electric, Mercedes sau model electric Mazda, adică MX-30, că ăla e singurul, până la sfârșitul anului respectiv, până în aprilie anul viitor, se întâmplă niște lucruri interesante, pentru că primești această stație Elvi de la NG gratuit ca să-ți o montezi acasă, să poți să încarci și să ai infrastructură, să n-ai probleme de genul ăsta. Treaba este că am lăsat această mașină, adică noul Mercedes-Benz EQA, în parcare, l-am încărcat până dimineața asta, bateria este plină. Și o să plecăm spre mare ca să vedem exact odată cât consumă și doi, unde putem să încărcăm acolo, tot la stații NG. Dar până acolo, tot frații noștri de la NG au niște stații de încărcare ceva mai puternice, dacă ai cumva, de exemplu, o clădire de birouri și dorești să-ți dotezi parcarea cu niște stații de încărcare rapide și ultra rapide, găsești stațiile, adică hardware-ul, tot la NG și te vor ajuta ei să le montezi. Dar pentru a vedea despre ce e vorba, hai să vedem sediul NG din București, undeva pe Bulevardul Mărășești, unde oamenii ne vor arăta aceste stații. Deocamdată, Elvi este pentru clienți casnici, da? Pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dacă îți dorești neapărat asta. Arată fix așa și ți-o poți monta foarte repede cu ajutorul unei infrastructuri electrice inteligente acasă. Deci, în mașini și la sediul NG. Am ajuns la sediul NG, după ce am filmat stația Elvi de la Mercedes, de unde am luat acest superb EQA. Am ajuns la sediul NG, unde avem un ecosistem destul de diferit. Și o să vedeți că la sediul NG o să putem încărca la stațiile dedicate persoanelor juridice. Adică, pe scurt, dacă ai o clădire de birouri, un magazin sau orice altceva în variantă persoană juridică, oamenii de la NG au pentru tine o serie de stații dedicate persoanelor juridice. Ele poartă numele Business Line, în principiu, și Business Line este așa. Business Line simplu, da? Cu un singur cablu de încărcare, Business Line dublu, în care intră două cabluri de încărcare, astea au 22 de kW, încarcă pe curent alternativ, AC, sau perla coroanei, această minunată stație de la NG care se numește QC Tronic și care este modulară, iar funcționează pe curent continuu, pe DC, poate să aibă 50 de kW, așa cum are în principiu orice stație de încărcare DC, sau poate fi personalizată și poate să ajungă la 350 de kW în cazul în care infrastructura și curentul îți permite. Ce e foarte interesant este faptul că ele pot fi organizate în hub-uri, așa că poți să montezi mai multe stații de încărcare, să-ți împarți practic tensiunea și curentul pe care l-ai la dispoziție la birourile tale. Și atunci toată lumea e fericită. Pot să vină mai mulți angajați să-și încarce mașinile în același timp. Îi dăm mai departe pentru că avem de mâncat la mare și deja trece timpul, prieteni. Suntem cu EQA pe autostradă, mergem să mâncăm. Sună foarte idealist așa,
te trezești dimineață, urci într-o mașină electrică, mergi la mare. Așa că le mulțumim prietenilor de la NG pentru această provocare, care se numește NG Explore. Ca să vedem practic ce stații au, ce ofertă de stații au oamenii ăștia și ce poți să faci tu ca utilizator casnic sau ca persoană juridică cu ele. Și apropo de mașini electrice, o să vă spun două, trei lucruri despre EQA-ul ăsta, dacă tot l-am luat de la București și mergem cu el la Constanța. E o mașină interesantă, nu o să stau să vă povestesc foarte multe, nu stau în detalii, dar e o mașină interesantă, e cea mai mică electrică a celor de la Mercedes-Benz în momentul ăsta. Arată ca un hatchback, practic, dacă n-ar exista clasa A, ai spune că ăsta este un hatch. Dar cum există clasa A, îți dai seama că există și GLA și asta este EQA, adică versiunea electrică a SUV-ului GLA. Dacă am fost clar, dacă nu, luați și vedeți subtitrările, că e mai complicat. Mașina este disponibilă în trei variante în România: EQA 250, EQA 300 cu tracțiune integrală și EQA 350. Aceeași baterie, 67 de kWh. Adică același rezervor, între ghilimele, diferă doar puterea. Ăsta pe care îl avem noi acum este versiunea de bază, cum ar veni, 190 de cai putere, costă 49.000 de euro, din care scazi bonusul de la stat și ajungi undeva sub 40.000 de euro, ceea ce este decent pentru un SUV compact de la Mercedes-Benz. Versiunile superioare au 228 de cai putere, respectiv 292 de cai putere, și costă ceva mai mult, 53.400, respectiv 56.000 și un pic, din care scazi încă o dată bonusul de la stat. Trebuie să vă spun o chestie, diferă foarte mult și accelerația. Știu că accelerația asta e o pâine de mâncat pentru toată lumea când vine vorba de mașini electrice. Asta, de exemplu, este o mașină electrică dedicată celor care vor să meargă mult, pentru că accelerează în 8,9 secunde. E o accelerație decentă, corectă, nimic ieșit din comun. Iar cea mai puternică versiune a lui EQA accelerează în 6 secunde. Apropo de mers mult cu ea, uite, avem 120 de km pe oră pe autostradă. Este o viteză la care o mașină electrică începe să nu se simtă confortabil. Da? Știm foarte bine că la viteze mari mașinile electrice consumă mult. În cazul nostru, consumul de la București până după Cernavodă este de 21,7 kWh la 100 de km, ceea ce în contextul capacității bateriei lui EQA ar însemna că merge real, pe bune, pe autostradă, în condiții de temperatură ideală, pentru că astăzi afară este impecabil, avem 25-27 de grade Celsius, ar merge undeva la 300 plus km. Ceea ce, repet, pentru mers pe autostradă este absolut minunat. Aș miza pe un 350 de km autonomie pe șosea. Bun, cam despre asta e vorba. Mergem la mare, mâncăm ceva bun la malul Gârlei, cum spunem noi, după care încărcăm mașina la sediu NG din Constanța și revenim la București. Cam două ore și un sfert ne-a luat să ajungem la mare. A fost o călătorie drăguță, sprâncenată, cum ziceau bunicii noștri. 220 de kilometri, am mers cu 120 pe autostradă și ne-a rămas autonomie vreo 77 de kilometri. Deci cine spune că nu poate să ajungă cu mașina electrică de la București la mare, mă rog. Depinde cu ce mașină mergi, știi cum e. Dar uite, Mercedes EQA și-a făcut treaba foarte bine, fără niciun fel de problemă, confort. Repet, 120, da, nu 130. Dar să spunem că dacă eram în Elveția, asta era oricum viteza maximă pe autostradă. Am venit la mare, am făcut câteva poze, ne place aici. Suntem la Golful Pescarilor, mâncăm ceva bun, mergem să încărcăm la NG în Constanța și apoi înapoi acasă, să sperăm că prindem și un apus frumos pe autostradă, așa cum se cade când avem cu noi camere, poze, fotografii, tot ce trebuie. M-am pupat, mi-e foame. Mă duc la treabă. Am ajuns la mare, iar dacă
Faceți un pic de liniște, cred că și auzim asta. Nu se mai aud pescărușii, da, nu se mai aud pescărușii, până acum au făcut scandal, dar în mod sigur se vor auzi pe fundal. Suntem la sediu NG din Constanța, acolo unde ne-a așteptat o nouă stație Business Line cu două intrări, două cabluri de 22 de kW, care încarcă mașina cu care am venit aici, EQA-ul, după ce am mâncat la malul mării. Sunete de mare, extraordinar. Bun. Ce trebuie să știți este că aveți două variante atunci când veniți cu mașina electrică la mare. Puteți încărca, dacă stați aici, de exemplu, peste noapte, puteți încărca la o stație de 22 de kW, curent alternativ, fără discuție, fără probleme, câteva ore mașina încărcată în funcție de capacitatea bateriei. Dacă vă grăbiți însă și trebuie să ajungeți înapoi acasă, așa cum suntem noi, ar trebui totuși să încărcați la o stație rapidă, de minim 50 de kW. Acum, stații rapide se găsesc. Foarte important este faptul că dacă ești posesor de mașină electrică sau îți dorești, NG îți oferă în pachetul de instalare 3000 de kilometri gratuiți în rețeaua e-charge. Asta se traduce prin 500 de kWh, dacă vreți tehnic detaliul ăsta. Practic, puteți să mergeți la orice stație e-charge, să încărcați rapid și să vă vedeți de drum în cazul în care vă grăbiți foarte tare. Este și ăsta unul dintre lucrurile pe care le primiți odată cu stațiile de la NG, care sunt, iată, dedicate persoanelor care vor să-și facă singure infrastructura asta despre care toată lumea vorbește. Practic, îți cumperi o stație, ai infrastructură singur acasă sau la companie. Poate vrei să le donezi angajaților curent pentru mașini electrice. Mai stăm puțin pe aici, pe la Constanța, și plecăm spre București să prindem apusul pe autostradă. Pa, ne vedem mai încolo! Și gata, asta a fost ziua de astăzi. Am prins și apusul ăla de care vă spuneam pe autostradă, ce frumos a fost. Am mers liniștit pe autostradă, am încercat și mai multe viteze, 110, 120, 130 de km pe oră. Mașina consumă absolut decent, să știți, fără niciun fel de discuție, plus că temperatura a scăzut puțin spre seară și asta i-a convenit foarte mult. Așa că, practic, o viteză medie de 120 de km pe oră, am reușit un consum de sub 20 de kWh la 100 de km, ceea ce, după calculele noastre și ale tuturor de altfel, duce autonomia la 300 de km plus pentru o rulare pe autostradă cu 120 de km pe oră, ceea ce, repet, în Elveția ar fi maximum legal. La noi e un pic mai mult. La 130 de km pe oră crește puțin, dar tot undeva pe la 300 de km autonomie. E o mașină decentă. Acum, la final de zi, le-aș mulțumi celor de la NG că ne-au scos din case. N-a fost rău deloc. A fost o excursie pe cinste, am mers la mare, am văzut marea prima dată anul ăsta, cred, da? Nu și ultima, sper. Am mâncat bine, ne-am văzut de treabă și am demonstrat că putem să mergem relaxați până la mare și înapoi cu o mașină electrică în 2021. Și nici măcar nu e cea mai scumpă din gama Mercedes, sau cea mai accesibilă chiar. Nu? Da, cea mai accesibilă. Deci, se poate. Seară bună, ne vedem la următoarea.